Hey, bună, mama, ce faci? Bine. Haideți să vedem cât de bine vă descurcați. Bună, Serpentine, mă, Sasha, ce faci, mă, cum merge treaba? Bine. Cât de bine merge? Foarte bine. Hai, lasă-mă. O să pup pe mama să stoarcă zeamă de lămâie și să o bea. Îmi place cum gândești. Dar ce crezi, deja am șaturile pregătite. Ia uite-le aici, mama. Haide să vedem, Sasha, o să luăm un loc aici în felul următor, ca să-ți explic cum e concursul. Dacă tu nu răspunzi corect, mami bea un șat. Dacă mami nu răspunde corect, tu dai din casă ceva. Dacă te întreb, eu știi, povestești tu ceva din casă. Înțelegi? Da. Ești pregătit? Da. Câți ani ai, Sasha? 8 ani. Ești sigur? Da. În ce zodie ești? Perfect, înseamnă că ești un tip echilibrat, corect? Corect, bună, Olimpia. Bună. Astăzi vom afla foarte multe lucruri din casă. Zici? Dacă Sasha ne ajută, tu trebuie doar să nu ghicești. Atât. Și Sasha pac de ceva din casă, gata? Da. Începem? Hai, Sasha, am pentru tine prima întrebare. O să vreau să te uiți la televizor, tinere. Uită-te la televizor. O să-ți arăt o imagine și vreau să-mi spui ce obiect este în această imagine. Dacă nu știi ce obiect este în această imagine, mami va bea un șat. Mami, trebuie să știi. Nu, Sasha, concentrează-te, uite-te la ce e în acea imagine. Ce crezi tu că e? Acum nu contează, ce jucărie crezi că e de a noastră? Știi. Lasă copilul în pace, te rog. N-ai voie să șoptești. N-am voie, bine. Zi. Ni se-l ajut un pic. Nimic. Ce crezi tu că e? O cameră de filmat. Asta e o cameră de filmat? Nu, dar mai poți încerca. Ai primit doar un X acolo. Da, să zic. Deci, cameră de filmat ai zis? Ce crezi că mai poate să fie? Oricum am iubit așa tu. Ce crezi că face asta? Ce crezi că e aparatul ăsta? Ce crezi că e mașina asta? Macină cafea? Ce face? Poate robot de bucătărie, poate, cine știe? Un calculator? Perfect, hai de șatul, hai Olimpia șatul. Mami, explică-mi hai, ce e. Hai, noroc, să fim sănătoși. Habar n-am, nu știu. Haide, mami, ca să spunem, fii atent. Hai, șat. Lămâia este foarte importantă pentru sănătate. Vitamina C. Explică ce e copilul, spune ce. Nu bea apă, că mai e niște șaturi. Zice. Aoleu, ce e? Un magnetofon. Magnetofon, da. Magnetofon. Pe asta ascultam noi muzică. Nu știam de chestia asta. Păi normal că nu știai, mă, de unde să știi, mă, puștile, ești foarte simpatic. Da, mai erau casete, știi că aveam casete prin casă, da, numai că asta e la o variantă mai mare și mai veche. Asta era, pe asta ascultam noi muzică, puneai bandă, pac, da. Și așa o învârteai cu mâinile. Eu credeam că e cameră de filmat. Seamănă cu o cameră de filmat, ai dreptate, tot veche. Pe vremuri, exact, ce vremuri. Haideți să vedem pentru mami ce întrebare avem. Dar nu spui nimic, nu șoptești nimic, da? Vreau să-i arăt o imagine și să o întreb cum se numește jocul din imagine pe emerita actriță a teatrului și a filmului, Olimpia Melinte. E un joc, nu-s așa? E un joc, seamănă cu... Nu spune cum se numește, dar e o chestie zi de... Ce îi face chestia asta? Ce e? E un Powerpuff Girls, ceva, e un desen, nu? E un desen. Da, e un desen. E desen, da? Da, e desen. Deci nu e joc, e desen, da? Da, e desen. E desen? Da, și e... mami, știi cum se numește? Eu știu! Pentru că eu m-am uitat la el. Și pentru că îți place? Tinerii Titani! E Tinerii Titani? Sunt Tinerii Titani! Tinerii Titani? Da! Că mi-ai zis tu că te uitai la el. Da, e Tinerii Titani. Au încercat colegii noștri în regia de emisie, ne-au inversat aici imagine și ne-au dat peste cap. Eram praf și noi. Perfect, deci a știut, mami, bate palma, bravo. Bate eu palma. Cu mine v-ați palma. Iartă-mă, bravo. Tinerii Titani, ok, nu dă nimic din casă încă, Sasha. Mergem mai departe. Haide la întrebarea 3, vă rog frumos, regia. Întrebarea 3 pentru Sasha, poza. Avem un obiect în imagine. Despre ce crezi că este... A, gata,
știu. Nu cred că știi. Da. Ce e asta? Un joc video. Joc video de pe vremea noastră? Dacă cum se numește jocul video, asta trebuie să știi. Păi asta trebuie să știi. Cum se numește că... Dar scrie pe el. Păi nu e. Scrie Brick Game, dar nu e. Cum se numește? Deci e jocul ăla cu cărămizi care se numește cum? Tu mai știi, Olimpia? Nu mai știu cum se numește, dar el l-a jucat, că noi îl avem acasă, să știi, pe ăsta. Da, dar am uitat cum se numește. E ăla în care potrivești cărămizile, da, când vine, da, sub formă, da, de elță, pătrată, că... sub punct, linie. Tati e colecționar de jocuri vechi, deci noi avem din astea prin casă. Nu știți așa cum se numește? Da, mi-am amintit și eu cum se numește. Spune, deci, în principiu, ai știu că e joc video, da, și vreau să te ajut. Jocul începe cu T. Litera T. Te ajut ca să nu beam amișat. Îți mai zic o literă? Da. T, E, T, 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 nu spune mai departe. Hai de șat. Serios, ai știut? Păi ai știut joc video, dar nu știu cum se numește. Era întrebarea cum se numește și vitamina ce se face. Se numește Tetris. Tetris, da. Am mai auzit de el. Da, exact, Tetris, foarte bine. Da, joc video, că joc video era pe vremea noastră. Hai cum am obișnuit, chiar minunat. Joc video e ciucă, ce e asta? Da? Nu, da. E joc. Da, da, joc. Nu, video, mă gândeam, hai să vedem. Da, cu ce avem, mă, pentru Olimpia? Alo, regia, vă rog frumos. Avem o melodie pe care va trebui să o recunoști. Imediat. N-are cum o recunoaște, asta o știu și eu. A făcut copiii mei TikTok și Instagram. Normal, da, e, cum să nu știu. Bravo, da, bravo. E mainstream asta, da. Vreau și eu să beau o limonadă. Păi îți dăm limonadă să bei, dar fii atent dacă mami nu ghicește. Tu știi ce faci, dai din casă lucruri, eu te întreb chestii. Adică te întreb niște lucruri de, crede-mă. Aoleu. De exemplu, poți să-mi spui, ieri s-au pupat părinții în casă? Nu știu. Fii sincer. Nu știu. Care sfărăie mai tare, mami sau tati? Poftim? Cine sfărăie mai tare? Nimeni. Ingrid. Da, mă înțeles, mamă, ce te-ai scos, ai dat tine pe sora ta. Cam asta o să fie întrebările, dar asta e că încă n-ai pierdut-o. Îți dau și ție o melodie de recunoscut? Da! Ia să te vedem! DJ? O recunosc mai bine. Cunoaște? E piese românească. Noi am dansat, a fost hitul nostru, Ciucă, mai dai, mai refren. Hai să-i dau refrenul. Nu, dai un pic, nu-i refrenul, dai acolo, ia. Stai puțin. Da, hai să înceapă, derulează un pic. Îți lăsăm și cu cuvinte, zici că e românească. Niște o muzica pe vremea noastră. Stai că lăsăm și refrenul. Dau refrenul? Dai refrenul. Avem niște probleme de la dansul ăsta, așa. De asta avem probleme cu spatele. Iată, două fete foarte drăguțe, iar piesa asta era nebunie la noi. Iar beam amișat. Păi eu? Tot eu trebuie să beau. Păi dacă el nu răspunde corect, da, iar dacă tu... Mamă, trebuia să te pregătesc, m-am gândit, am fost foarte serioasă, știi? Am zis, băi, nu, las, cum o fi. Dar foarte bine de acum... Trebuia să spun muzică. Știi ce? Nu, n-are de unde. Manele. Ce? Manele? Da, manele. Trupa manele, nu? Trupa, da, îți place cum sună? Îți place cum sună? N-ai auzit piesa asta? Nu. Zic că mami eu scuzat, eu mai ascultă. Da. Eu n-am auzit niciodată. Deci trupa se numește Andres, sunt două fete pe nume Andreea Antonescu și Andreea Bălan. Iar piesa asta, Lasă-mă papa la mare, uite ele sunt fetele. Era Andreea Bășică sau? Bălan. A, bă, da. Vezi că face și vlog pe YouTube și peste tot, Andreea Bălan. Eu mă uit la ceva. Am înțeles. Acum fiecare generație cu gusturile și cu preferințele. Eu să mă pregătesc, da? Să zic Andreea Bostănică?
Bostan, da, Bostan. Da, nu, nu, ea e Andreea Bălan. Bostanică. Nu, Bălan, ea e Andreea Bălan, iar Cristian, da, lasă-mă papa la mare, iar mami mai pe ușat. Exact, perfect. Hai, pentru... Dar să știi că noi, când auzeam piesa asta, era mare nebunie cu ea. Pentru lasă-mă papa la mare și asta. Lasă-mă papaie, era mai tare, lasă-mă papaie la mare. Papaie? Da, Popei. Că... Lasă-mă papa, adică lasă-mă tata la mare. Adică... Da. Aveam și noi șmecheriile noastre. Exact. Exact. Deci, oameni buni, e războiul generațiilor. Hai, Olimpia Melinte. Și nu asta cei de acasă, puteți să vă provocați copiii, puteți să vă provocați, eu știu, nepoții la jocul ăsta al generațiilor. Ia să vezi, Olimpia, ce avem pe ecran. Greșește, 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 greșește. Ia să dai din casă, dă-ți o dată. Nu se știe, nu se știe, nu se știe. Dar ți-ți place, nu? Da, mi-mi place. Eu știu cine e, adică nu știu cum, nu știu cum îl cheamă, știu unde l-am mai văzut. Trebuie să dai numele astea. Da, nu, numele... Nu știu cum îi cheamă pe Tineri Titan. Da. E într-adevăr din desenele animate, da, Tineri, da, Titan, dar răspunsul este, deci nu știi? Habar n-am. Nimic nu știi. Nimic nu știu. Copilul tău are personaj pre... Nu știu pe ce ai pus să... Păi, dacă nu știi, că nu știu nimic, greșit, nu? Mai pasă o dată, de nervi. Cum ar nu știi? E fitul, știu, știu. Eu știu, eu știu. E normal, e preferatul tău. Hai să o învățești, da, pe mami, e? Raven. Bravo. Raven, așa. Da. Păi tu nu trebuie să tu, dacă vrei să bei șat, poți să bei și el șat, dar oricum trebuie să dai din casă ceva. Dar vreau să fii sincer cu mine. Bă, dar sincer. Bine. Cine mănâncă mai mult, mami sau tati? Tati. Mănâncă tot? Da, mănâncă. Cine tot. Spală vasele? Mami. Cine se pupă mai mult? Mami. Mami alargă după tati? Da. Să-l pupe? Da. Și cum îl alintă? Cum îl alintă? Se duce la el și cum îi zice? Fluturaș, pisicuță, corbel, cum îi zice? Cum îi zice? Zi. Dacă mănâncă mult, mâncăciosul meu, vine să te pup, cum îi zice? Zi, zi. Zi, zi. Grăsuțul meu, cum îi zice? Zi. Da, 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 de ce aleargă și îl pupă, nu? Costeluș! Costeluș! Trece aici te pupe, Olimpiuța. Vrei și tu să gușeam? Da! Hai, deși lui să guste șat. Hai, guste, mă, mai avea, mă, câteva rău. Mai avea. Rău. Hai, mai arătăm asta ce? Pentru Sasha, măcar o poză. Hai, și hai. Și hai, măcar asta, cinciu, cinciu pentru Sasha, e păcat să nu avem. Fii atent, Sasha, e pentru tine întrebarea asta, dacă nu mai avea și mami un șat. Da, vreau. Iată, trebuie să spui dacă tu știi ce mami, e imaginea. Mami, trebuie să știi. Ai știu de jocul video, știi de asta. Mă rog, mi-a zis cinciu, a intrat doiu, ciucă. Nu e ce ți se cere, ce ți se dă. Ce ți se dă, exact. Tablou. Cu tablou, mama. Nu, fii atent, sunt două obiecte. Știi cum se numesc obiectele astea pe care le vezi? De obicei, uite, sunt ori pe un pervaz, ori pe un televizor, ori pe... Ai acasă? Nu. Ai acasă? Nu. Sigur? 100% sigur. 100%, 100%. Nu știu ce să zic. Hai, zi. Ce e, mamă? Peștișor. Exact, peștișor și mileu. Deci peștișor și mileu, mai bea mami un șat și ne zice de scurtmetraj. Zi, mami, cum e cu scurtmetrajul ăsta? Pe care l-ai scris tu? Zi, ne lasă, îl vei după aia. Șatul ăsta e mic. Zi, când e? Și unde e? Cum e? E în Spania, e la Madrid. A, hola. Da, hola, cum estás? Și e debutul meu ca scenaristă. Ia uite, mama. Deci e debutul tău ca scenaristă, da, un scurtmetraj. Un scurtmetraj care... pe care l-am scris și pe care l-am trimis la o casă de producție cu care eu am colaborat în trecut. Da. Și l-au citit și s-au bucurat foarte mult că îl putem face împreună. Și deci, practic, asta o să fie un scurtmetraj în spaniolă? Da, în spaniolă, produs 100% în Spania. Ah, deci da. Olimpia Melinte, una regizoare, scenaristă internaționale. Bate palma. Mă întorc în Spania, mi era foarte, foarte dor să mă întorc și acolo. Și m-aș muta acolo, mâine. Mie spui și mie. Și aș vrea. Perfect, mulțumim mult de tot. Și eu. Să-i baftă. Să Olimpia fie, Melinte pe Instagram, vă rog frumos să o căutați. Eu mă duc la Real Madrid. El gata, bate el palma. E hotărât la Real Madrid. Perfect. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Ți-a plăcut? Da. Mai veni? Și șatul ăla ți-a plăcut? Perfect. Și șatul Olimpia. Noi l-a băut el, s-a băut, l-a băut el în locul meu, în familie. S-a băut în familie. Oameni buni, cam asta a fost pe astăzi cu războiul generațiilor. Noi mergem mai departe. Ia să vedem ce avem în carte. Puțină publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi. Urmează ceva la fel de interesant ca până acum.